Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Domnișoara Sila a fost îndrăgostită și este și a suferit, căci orice persoană în viață, indiferent de sex, trece prin astfel de valuri, indiferent de vârstă. Și fiind o copilă, automat s-a îndrăgostit de domnul Halil, la cum arată de gheață s-a fi de gheață să fii și tot te topești de dragul lui. Am mai spus-o în comentariu anterior, că inima nu știe carte și ea din viața și ce-i place și ce-i dăunează, fără judecată, noroc de cap că o poate controla, dacă ai acel cap și nu l-ași coordonat de inimă. Am văzut ieri pe TikTok o secvență din film cum dansau împreună, o scenă inegalabilă, și mă uitam la acea privire pătrunzătoare plină de iubire ce pătrunde dincolo de corpul omenesc schinca de piatră, să fii și tot dau naștere la acel sentiment de iubire. Dar simt convinsă că și lui domnul Halil s-a întâmplat același lucru, că și privirile și jocul ochilor lui domnișoara Sila erau idem. Este tineră, fragilă, gingașă, sensibilă de frumoasă, e toată frumoasă, are capul frumos, are risul frumos, are corp frumos, picior frumos, este o păpușă din vitrină, are o voce extraordinară de frumoasă și vocea este fragilă și sensibilă, le ascult melodiile în duet, nu am cuvinte. La orice simt unul și aceeași chimie, liantul de legătură, totul este ireproșabil. Revin la domnul Halil, sentimente a avut și dumnealui, dar chiar dacă a avut, probabil, nu știm anumite obligații de care nu se știe nimic și a căutat să-și controleze sentimentele, gândindu-se să nu distrugă viața acelei fetițe, fiind convins că în afară de a o distruge nu poate să-i ofere nimic, căci asta este viața actorilor, se îndrăgostesc, se iubesc, alții își distrug familia, rămân copii, alții sunt conștienți, își trăiesc și viața, își păstrează familia. Să ne amintim că domnul Halil într-un interviu că nu i-a propus nimic lui domnișoara Sila și că nu a fost nimic între dumnealor. Eu, după părerea mea, sigur a simțit-o pe domnișoara Sila că e îndrăgostită, căci vorba aia la vârsta dumnealui și viața care oare este un scut tot felul de alifi a vieții. Nu avea cum să nu o simte, dar este un domn și s-a gândit la viitorul ei, care din bărbați gândesc în felul ăsta și pentru conștiința dumnealui. Este o vorbă românii a ca jos pălăria, în fața dumnealui, plus de asta tot din spusele dumnealui are un respect deosebit pentru familia lui domnișoara Sila. Asta este părerea mea, ce a fost între dumnealor de a plecat domn Sila de acolo nu sunt de acord, la personalitatea, prestigiu, domnia dumnealui mai mult că sigur avea un cuvânt de spus, mai ales din punct de vedere ca actor, dar n-a făcut-o, ei știu ce a fost acolo. Auzind atât de mulți oameni invidioși, îl fac să se simtă bine. Deja nu are o părere proprie. Păcat că era atât de bun înainte. I-am văzut acum pe TikTok cum domn Sila cânta o melodie cu prietena dumneai adevărată, fere frumoasă și zimbia la domnul Halil și dumnealui era tot la fel de zimbaret și satisfăcut de ce aude. Și aici dau de înțeles că se iubesc enorm, dacă nu or fi filmările din timpul serialului. Nu mai știu ce să mă cred, dar fie or fi împreună or nu este problema dumnealor, unde nu aveam niciun drept noi, doar să le mulțumesc că ne-au redat ceva frumos, ceva de vis ce nu poate fi uitat vreodată. Le mulțumesc încă o dată și multă sănătate, fericire, bucurii și filmări cât mai multe. Este adevărat că aceasta este exact părerea mea despre el. Dar sunt șocat să citesc asta, pentru că de prea mult timp majoritatea comentatorilor încearcă să ne prezinte alb negru. Sunt atât de bucuroasă că această fată a reușit singură și a ieșit din acest cuib bolnav, pervers și ticălos. Aștept cu nerăbdare ziua în care Sila vorbește. Chiar dacă nu vorbește despre toate, unele lucruri vor intra la locul lor și unele guri vor fi închise. Am fost un super administrator al lui Silhal, dar când Halil a șters amintirile de pe rețele. Când te îndrăgostești, amintirile nu sunt fotografiile, sunt mai profunde. Înainte să plece Sula și după aceea a fost mai rău cu diferite femei. De asemenea, toți cei care nu mai admira ce... Sila s-a îndrăgostit de Halil, iar Halil a folosit-o în avantajul său pentru a se face vizibil.
Halil este un bărbat matur care alege între femei și se întoarce mereu la managerul său, Znurcula. Slai este o tânără plină de viață și o lasă să găsească un bărbat care să o iubească din suflet și să nu o folosească în folosul său. Halil o lasă pe Sila în pace, Sila are o viață proprie. Halil nu plăsește seria, nu multă cu Silea pentru că sunt prea greu de face ochi în ochi, sunt foarte periculoși. Halil cu nevoie de familia sa trebuie plăcând 24 de ore de la pierderea familiei și familie toată viața afară, familie pentru că nu sunt o familie pentru Halil, s-a pierdut valoarea de actor fiind cu ei nefericit. Halil du-te să plătească pensia pentru copii. Aveți dreptatea în tot ce spuneți, dar vă rog permite-mi și mie să vă spun și eu părerea mea, o singură părere, și să vă rog dacă nu vă convine, chiar vă rog să-mi spuneți bineînțeles dacă doriți. Dragi prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascalii.